să știți că și-a pus tatăl la cheltuială recent. Acesta i-a promis că dacă ia premiul cel mare la un concurs de muzică din România, îi ia un telefon de ultimă generație. Și ce credeți? Petra Pleșca s-a ales cu trofeul, iar tatăl său cu portofelul gol. Dar la ce competiție muzicală a participat aflăm imediat chiar de la ea. E mare deja Petra și ne bucurăm foarte mult, creștei. Da, salut, bine ai venit la noi, ia loc pe canapea. Crește și crește și colecția de trofee și de diplome. Draga noastră, ne bucurăm foarte mult pentru reușitele tale. Mulțumesc. Nu știu dacă să mă bucur pentru tine, că știi, a sărăcit, dar eu știu că a sărăcit în sensul bun al înțelesului. Ce premiu ai adus tu din România? De fapt, ai adus Grand Prix-ul. Da, am adus Grand Prix-ul de la concursul internațional pentru arte și trebuie să recunosc că a fost foarte greu să mă pregătesc pentru el, dar am reușit să obțin ceea ce vreau. Așa, îmi dau seama că e cel mai important lucru pe care îl puteai să obții acolo. Și da. Pe câți copii talentați i-ai bătut? Între ghilimele. De fapt, erau chiar copii mulți, dar am reușit să îi bat așa în sensul bun al cuvântului, de fapt. Așa, vioara, o ții în mână de la ce vârstă? De la 6 ani țin vioara în mână și da, până acum încerc să tind spre perfecțiune. Părinții tăi sunt din teatru, sunt dintr-o altă lume. A fost alegerea ta sau ei au vrut să te direcționeze spre muzică? A fost alegerea mea după ce am citit cartea despre viața lui Beethoven. Așa, o carte pentru copii. Și, de fapt, n-am vrut la pian, dar am vrut deodată la vioară. Pentru că am auzit că vioara este regina instrumentelor. Și m-a fascinat acest lucru. Așa, adică tu, la 6 ani întâi, ai citit o carte. Da. Unii abia la 7 ani încep să învețe literele. Ia, dar la cât citeai tu? Pe la vreo 5 deja începeam să citesc. La 5 citeai. Da. La 6 deja a citit cartea pe care și-a ales-o ea. Și din cartea aia a găsit pasiunea pentru vioară. Faci școală muzicală și îmi dau seama că vioara o practici în fiecare zi. Da, practic în fiecare zi și nu-i numai decât mă ocup, de exemplu, o oră sau o oră jumate sau 2 sau 3, mă ocup până îmi iese un lucru anumit. Până mi iese acea piesă pe care o vreau să o cânt, o vreau să o interpretez și o vreau să iasă perfect. Așa. Vecinii, ce zic? Sunt fericiți că te-au o vecină. Înainte, de fapt, aveam puține probleme cu ei, dar le-am rezolvat și... Da, acum e mult mai bine. Da, așa, ați izolat casa sau ce ați făcut? Nu, de fapt am vorbit cu ei așa, o discuție mai serioasă și acum tot e normal. Așa, în perioada de pandemie, cum s-a făcut școala muzicală online? Foarte greu a fost online pentru că se întrerupe, nu poți cânti normal. Poți cânti într-un ritm complet foarte bun, dar profesoara poate zice că tu cânti greșit, nu-i corect. Și te enervezi atunci pentru că știi că tu cânti corect, dar online-ul ăsta face să fie foarte nașpa. Cum decizi la ce concursuri să participi? Că îmi dau seama că sunt o multitudine de concursuri. Până să fie pandemie, de obicei profesoara mea alegea niște concursuri și eu mă pregăteam pentru ele și participam. Dar acum căutăm concursuri online și eu și mama și profesoarele mele și chiar și tata și participăm la dansele. Așa, e ok concursurile astea online? Așa, jumătate, pentru că, în primul rând, îmi place, pentru că dacă ceva se întâmplă, pot să mă înregistrez odată, dar, de fapt, ar trebui să fie live, pentru că așa e cel mai bine pentru mine. Așa, pe câte scene deja ai cântat? Le-ai numărat? Nici n-am deget să le număr atâtea pe câte am cântat. Dar unde vrei să ajungi? Care este scena pe care vrei să cânti? Cred că vreau să ajung undeva, poate în America sau la Viena, tare aș vrea să ajung să cânt acolo. Să fii prima vioară.
Da. Cine nu-și dorește acest lucru? Îți dorim și noi ție acest lucru și ne bucurăm pentru succesele tale. În acest moment, așa cum îți place ție live, da, să cânti, am pregătit microfonul, am făcut și probele de sunet anterior, așa că te invităm, draga noastră, o să ne interpretezi piesa Burlesca, o piesă autohtonă scrisă de Boris Dubosarski. Așa. Cu care am participat la concursul din România. Ah, și cu asta ai luat și Grand Prix. Lasă microfonul jos, pentru că acolo am pregătit altul și te invităm, așa cum este și necesară o ținută black, da, pentru că așa se cântă la vioară. Microfonul îți aparține. Petra Pleșca, în aceste momente, noi ne bucurăm pentru ea, ne aduce premii mari acasă, ne bucurăm pentru toți cei care își descoperă pasiunea și menirea încă de mici.